Mulțumesc și mulțumesc pentru faptul de a fi fost invitat. Subiectul meu este oarecum distorsionat de ce s-a vorbit până acum, dar e și o problemă de obligație pe care am de a vă părăsi și a reveni mâine. Și de aceea am preferat să intervin acum. Nu voi vorbi despre exilul românesc, în general, și de a preciza o noțiune, această noțiune a exilului, care este destul de, nu foarte clară, pentru că se vorbește de fugari, de refugiați, de diaspora și așa mai departe. Și această categorie a exilaților, cred eu și știu ca și fost exilat, că înseamnă puțin și altceva. Deci, să precizăm noțiunile. Exilul aș defini ca părăsirea propriei țări cu sau fără voia exilatului pentru motive politice. Pentru cei exilați fără voia lor, autoritatea statală a timpului, adică regimului de totalitare, este cea care lua decizia. În situația României, cazurile au fost rarisime, dar cel mai celebru a fost acela al regelui Mihai și a suitei sale în 1948 și mai târziu, la o distanță de 30 de ani, al lui Paul Bock. Majoritatea celor care ne-am exilat am trecut prin experiența nemijlocită a socialismului multilateral dezvoltat, așa după cum se autodenumea regimul comunist din România în ultimele lui decade de existență. Plecarea noastră din țară, la inițiativa noastră, a fost motivată de prezervarea existenței personale și de cea a alor noștri, dar și de a continua o luptă ca oponenței regimului, luptă e drept inegală pentru păstrarea valorilor libertății, demnității, democrației și a intereselor românești. Sistemul impus de sovietici și aplicat practic de uneltele lor comuniștii din România a dus la distrugerea libertăților, la siluirea credințelor, la anihilarea indivizilor, ca și la desnaționalizarea lor, construind omul nou, Homo Sovieticus, pe care în parte l-au și realizat. Astăzi cred că le este greu, aproape imposibil celor mai tineri din țările foste comuniste, ca și oamenilor din țările occidentale, să perceapă ce însemna traiul sub totalitarismul comunist pentru toți membrii familiei, când unul dintre ei era arestat, repercusiunile se refrângeau asupra tuturor. Evacuarea din locuință, interdicția ca ceilalți membri ai familiei să ocupe vreo funcție alta decât una de execuție necalificată, interdicția pentru copii de urma studii superioare, hârțuirea polițienească perpetuă, cenzurarea integrală a corespondenței, ascultarea telefoanelor, asta mai este încă valabil și astăzi, în România, filajul permanent, atât la serviciu, cât și în viața de zi cu zi. Exilați odată ajuns în lumea liberă, s-au îngrenat în lupta contra regimului din țara lor, continuând cu alte mijloace lupta din țara de origine, ca și lupta împotriva sistemului comunist. Poporul român nu a fost un popor de emigranți, îi lipseau motivele. Odată cu instaurarea regimului comunist, situația s-a schimbat radical. Pe de altă parte, libertatea de a întreprinde, de a propăși propriul, de a câștiga conform dorințelor, cunoștințelor și capacităților proprii, ajungând într-o stare de sărăcie fără speranță de îmbunătățire, oamenii au început să-și caute fericirea în afara țării, acolo unde sistemul democratic în vigoare le putea asigura o viață decentă. Aceștia sunt cei care au constituit diaspora, adică nu plecând din motive politice, ci din cu totul alte motive. Cei care părăseau țara din motive politice erau însă o minoritate. Printre exilații care se înmulțeau către 1989 au fost intelectuali de toate specialitățile, tineri și maturi, cărora datorită măsurilor inepte ale ceaușeștilor, nu li se mai dădeau nicio posibilitate să creeze și să progreseze în domeniile lor. Aceștia își vedeau ucise speranțele și deveneau contestatari, deci dușmani pentru regim și persecutați în consecință. Aș da ca exemplu doar
pe Dorin Tudoran, Ion Bian, Paul Barbăneagă, Bujor Nedelcovici, Erpa Müller, Matei Cazacu, Dan Culcer, William Totoc, Mircea Urgulescu, Radu Potrocală, Leonid Mămăligă, Oana Orlea, Gheza Șeci. Exilul a fost stratificat pe perioade. Din anii 40 a existat un exil legionar, compus dintre acei legionari care s-au implicat în rebeliunea din 1941. La rândul lor, aceștia au fost divizați între simiști, partizanii lui Horia Sima, ultimul conducător al acestei mișcări, mai radical, și antisimiști, partizanii lui Corneliu Zelea Codreanu, mai ponderat, evoluând către un curent social creștin. Unii dintre aceștia s-au evidențiat în exil precum Horațiu Comăniciu, Mihai Fotin Enescu, generalul Platon Chirnoagă, Constantin Papanace, Viorel Trifa, Victor Apostolescu, Visarion Puiu, Constantin Nagacevski, Vasile Andrei. Marea lor majoritate și-au menținut însă opțiunile totalitare care îi animau încă de la înființare. După 1945, prin instaurarea primului guvern impus de sovietici, numărul exilaților din sistemul democratic românesc a început să ia corp. În primul rând au rămas în exil diplomați, apoi oameni politici din partidele democratice, Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat Independent. De asemenea, după obligarea regiului Mihai să abdice, au început să apară în Occident tot mai mulți exilați. Voi cita dintre diplomați pe Grigore Gafencu, Alexandru Crețeanu, Emil Ciurea, Victor Viorel Tilea, Nicolae Caramfil, George Anastasiu, Constantin Vișoianu, Grigore Niculescu Buzești, Gheorghe Răuț. Aceștia au constituit, cu ocazia conferinței de pace de la Paris din anii 1946-47, delegația mandatată de conducătorii opoziției din țară să apere realele interese ale României la această conferință. Acestui grup i s-au alăturat mai târziu George Barbul, Brutus Coste, Neagu Juvara și George Duca, toți din diplomație. Într-o categorie aparte îi situez pe cei trei mari giganți ai culturii și spiritualității românești, pe Mircea Eliade, pe Emil Cioran, pe Eugen Ionescu. Ei nu s-au implicat însă politic, în afara ultimului și acesta în ultimii ani de viață. Exilații mai proaspăt sosiți în Occident, adică în perioada 1960-1989, au avut mai multe dificultăți de integrare. Condițiile economice din țările respective se schimbaseră față de anii 50-60, criza economică se generalizase, statele gazdă au început de prin 1974 să creeze greutăți în privirea noilor refugiați. Condiția exilatului nu a fost niciodată ușoară. Dacă facem însă o comparație cu situația celor ani din România, condiția fiecărui exilat putea fi considerată chiar minunată și mă refer în special la situația economică a celui care trebuia să-și ia viața de la început, pentru că asta s-a întâmplat. Fiecare exilat a ajuns într-o țară democratică, în Occident, și-a luat viața de la început. Bineînțeles, nu vorbesc de o comparație cu autohtonii. Totuși, nu am auzit decât de cazuri extrem de rare în care un exilat să sufere de dificultăți majore de ordin existențial. Încă de la apariția primului eșalon de exilați români s-a putut vorbi de o politică a exilului. Dacă la început a fost într-un fel coordonată de un Comitet Național Român ce a luat ființă în 1949 și susținută financiar de Statele Unite, după 1970, sprijinul financiar fiind suprimat, și comitetul s-a destrămat, dar și din cauze biologice, prin moartea principalilor componenți. Care ar fi fost, de fapt, menirea politică a exilului? Impactul în țară era destul de redus, iar în străinătate abia auzit. Până la decesul iluziei din americanii, se miza pe o revenire integrală la trecut, fără prea mari eforturi conceptuale. După întâlnirea considerabilă așa zisului lagăr socialist datorită și naivității unor conducători occidentali, ca și propagandei și influenței comuniste, a intrării Occidentului în defensivă și, drept consecință, adoptarea unor politici de destindere, pentru exilul românesc problemele s-au pus în mod diferit, cu atât mai mult cu cât apariția unor exilați mai proaspăt sosiți cu o cunoaștere bună a regimului comunist puteau, desigur, în limite reduse, să întreprindă acțiuni mai realiste. Exilații nu mai dispuneau de fonduri.
Cancelariile occidentale, dacă nu surde, își ascultau urechile la solicitările de intervenții, oricare ar fi fost el. Un fapt deosebit demarcat a fost în 1975 semnarea actului final de la Helsinki, care a permis să oferă un temei juridic, deci legal, de intervenții, în special în domeniul respectării drepturilor omului. La Paris s-a organizat și reanimat Liga pentru apărarea drepturilor omului în România. S-a creat grupul românilor liberi, apoi prima asociație a foștilor deținuți politici din România. Aceste grupări erau animate de Maria Brătianu, Constantin Cesian, Sanda și Vlad Stolojan, Dan Bosniev Paraschivescu, Mihnea Berindei, Radu Câmpeanu, Victor Cădere, Marcel Shapira, Mihai Corne, Ileana Ghica, George Barbu, Grigore Filipi, Nicolae Lupan, Basarabia, a fondat la Bruxelles o asociație Basarabia, Pro-Basarabia, Pro-Bucovina. În Anglia, la Londra, a existat ACARDA, Asociația Culturală a Românilor din Anglia, inițiată și condusă de Ion Rațiu, animată de Iolanda Stănescu-Costide, George Ross, Horia Georgescu, Leonard Kirchner. Mai târziu, Ion Rațiu a inițiat Uniunea Mondială a Românilor Liberi cu reprezentanți în mai multe țări. Ca animatori, vom menționa pe Doru Novakovic, Ion Ghica, Mihai Ricci, Ion Varlam. Iar voi continua totuși să accentuez puțin opera lui Nicolae Lupan, care se manifesta cu o energie deosebită pentru apărarea celor rămași sub dominația sovietică, atât prin conferințe, cât și prin intervenții la postul de Radio Europa Liberă. În Germania, după Șerban Orescu, Ion Solaculu a animat mai mulți ani Cercul Democrat al României în Germania, o adevărată școală de cultură politică. În Elveția exista Comunitatea Românilor din Elveția, condusă de Ion Broștean. În această perioadă, anii 70-80, se întocmeau memorii către cancelariile occidentale, se trimiteau la postul de Radio Europa Liberă, cel mai ascultat pe atunci în țară, dar și la BBC, secția română, proteste, comentarii, scrisori deschise asupra evenimentelor din țară, ca și asupra acțiunilor exilaților din Occident. Se dorea ca exilul să reprezinte o cutie de rezonanță a celor din țară care nu puteau să se manifeste și să acționeze în locul lor, cei din țară neputând să întreprindă mai nimic în afara unor proteste individuale prea deseori sugrumate. Timp de câțiva ani s-a încercat alături în alcătuirea unui Consiliu Național Român în locul comitetului similar ce se desfințase. El se crea la inițiativa lui Nicolae Păinescu, pe baza vechilor partide. Astfel, el a fost creat în fapt de reprezentanți ai partidelor Național Țărănesc, Național Liberal, Social Democrat Independent și Totul pentru Țară. Experimentul nu a reușit, deoarece dintr-un început a fost măcinat de disensiuni personale, de exacerbarea politicianismului și de practicarea unor metode totalitare. S-a încercat la Paris o polarizare a energiilor românești prin acțiunea liberă românească, ce prevedea promovarea și apărarea intereselor României și ale poporului român printr-o acțiune comună. Această unire se preconiza nu în jurul unei persoane sau grup, mișcare sau partid, ci în jurul unor idei forță, a unui program și a unor obiective. Inițiativa nu a fost finalizată, ca și în cazul Consiliului Național, cu vanități personale absurde, precum și în consecvența unor dintre componenți a dus la paralizarea acestui proiect interesant. Evident, au existat și anumite influențe care veneau din țară prin diversi agenți de influență primești de regimul comunist recte de securitate. O altă inițiativă inedită a fost luată de Asociația Foștilor Deținuți Politici în 1986 pentru crearea unui tribunal internațional pentru judecarea crimelor regimului din România. Lipsa mijloacelor materiale a dus la capotarea inițiativei unică pentru toate componentele exilurilor statelor din așa zisul lager socialist. Mai peste tot în lume, unde au existat exilați români,
au avut loc numeroase manifestații de protest în fața ambasadelor României, greve ale foamei, colobii și simpozioane pe tot felul de teme. Au existat lor de poziție asupra încercărilor de infiltrare ale exilului românesc prin rețelele patronate de securitate, organizate de Iosif Constantin Dragan și a poliției săi, ca Gustav Polnea, Michael Titus, Nicolae Baciu, Șerban Andronescu, Antoneta Notov și încă mulți alți agenți de influență. În 1986 s-a creat la Paris Clubul de Gândire și Acțiune Liberală din inițiativa lui Radu Câmpeanu, club compus din liberalii români exilați din țările europene, unde s-au dezbătut probleme de doctrină liberală și unde se analizau texte ale disidenților români, texte care proveneau din țară. Va trebui menționată instituția Monica Lovinescu și Virginie Runca. Ambii au însemnat, întâi la Radio Paris, apoi la Europa Liberă, reperele spirituale ale românilor de pretutinde. Virginie Runca a editat două publicații deosebite, Etos și Limite. O altă instituție denumită Biserica Tăcerii, cu publicația ei Catacomb, constituită de Sergiu Grosu, a demonstrat că Biserica nu a fost în întregime sluga ceaușismului. În acest sens, indiferent de opțiunile lor politice, vor trebui menționați preoții rămași liberi în cuget din exil. Vasile Voldean, Gheorghe Surdu, Gheorghe German, Octavian Bârlea, Vasile Zăpârțan, Ionel Nedințu. Trebuie apoi menționată una dintre cele mai vechi publicații din exil, Bire, Buletin de informare a românilor din exil, editată și scrisă de René Teo, la Paris, om care și-a dedicat viața ca și pe aceea soției acestui bilunar, numai pentru ca exilații români să fie informați regulat și cu cele mai interesante și inedite știri din și despre România. În ceea ce privește ultimele decenii ale exilului, în legătură cu presa, vor trebui menționate publicații ca Dialog din Germania, editată de Ion Solacolu, poate cea mai completă publicație românească de exil din anii 80, publicația Lupta din Paris, creație integrală a Antoniei Constantinescu de o excelentă ținută, editată de Mihai Corne. În Suedia apărea Curierul Românesc, scris și editat cu o deosebită dăruire, dar și eforturi de Silvia Constantinescu. În Elveția, Căminul Românesc, editat de Ion Broșteanu. În Anglia apărea Românul Liber, editat de Ion Raciu. În Statele Unite apărea prestigioasa publicație Lumea Liberă, condusă de Cornel Dumitrescu și Dan Costescu. În Canada apărea Cuvântul Românesc, ziar în adevăratul sens al cuvântului, cu cel mai mare tiraj, dar și organ ideologic legionar, dar moderat. Însă interesant, editat de George Bălașu, tot în Canada apărea Luceafărul Românesc. Desigur că nu vor putea fi ignorante și publicații religionale extremiste, ca Țara și Exilul, Gloria Sima, Carpații lui Traian Popescu sau Vatra lui Petre Vălimărean. În materie de publicații care apăreau în exil, au existat și unele colaboraționiste cu regimul comunist, având menirea să provoace dezinformarea și intoxicarea exilaților conduse de agenți de influență ai acestui regim. În istoria exilului românesc, în rol de frunte l-au avut câteva posturi de radio care emiteau în limba română. La unele aveau acces și unii dintre exilați, dar deși străine, aceste posturi aveau redacțiile constituite din exilați români. Desigur că Europa Liberă a fost și cel mai cunoscut și cel mai ascultat în țară. Printre directorii secției române vom aminti pe Mihai Părcășanu, Preda Bunescu, Noel Bernard, Mihai Cismărescu, Vlad Georgescu, Nicolae Stoescu Stănișoară, Nestor Rateș. Iar din redacție pe Mircea Carp, George Ciorănescu, Emil Burezeanu, Ion Ioanid, Nicolae C. Munteanu, Șerban Orăscu, Liviu Tofan. Celălalt post de radio important a fost BBC, secția română, sub conducerea lui Cristian Nichiteru, având în ultimii ani, înainte de 89, echipa de la Londra compusă din Oana Lungescu, Ruxandra Obrelea și Nicolae Stoian, iar corespondenți în Europa, pe Constantin Mareș în Germania, Iula Crestei în Ungaria, Matei Cazacu și subsemnatul timp de 14 ani la Paris. Vocea Americii l-a avut ca director inițial pe Mircea Carp, apoi pe Andrei Brezianu, iar la Paris pe Radu Portocalu. A existat și postul de Radio France International ca și Deutsche Welle, care emiteau în limba română, dar mai puțin ascultate.
La Paris au mai existat două posturi de radio locale, care emiteau săptămânal în limba română și franceză. Primul, Radio Univers, cu o durată efemeră, a fost posibil de organizat prin eforturile lui Doru Novakovici. Redacția era compusă din Liviu Nicola, Radu Pitreanu și subsemnat. Și a încetat activitatea datorită cererilor imperioase adresate autorităților franceze de către ambasadele română și sovietică din Paris. Celălalt era doar o redacție românească la postul polonez Solidarnos din Paris, Uneanu Duvara, Radu Portocală și subsemnatul și mai târziu Dan Pulcer. Vom releva de asemenea existența a două edituri românești în exil. Cea mai importantă a fost Ion Dumitru Ferlar, de la München, care a publicat o serie de lucrări politice de referință. De altfel, Ion Dumitru a fost și inițiatorul cercului cultural Apoziția, de la München, unde apărea și publicația Săptămâna Müncheneză. Altă editură era cea lui Victor Frunză, din Danemarca, unde s-au editat o serie de lucrări importante, ca și publicația Alergătorul de la Maraton. Nu aș vrea să închei fără să menționez acțiunea poate cea mai importantă a exilului românesc, Operațiunea Vilaj Român, Operațiunea Satelor Românești. După știința mea, a fost singura acțiune de o reușită deosebită, inspirată de exilați români. Prin sensibilizarea unor cercuri belgiene, franceze, elvețiene, britanice, norvegiene, olandeze, maghiare, s-a organizat această formidabilă acțiune. Descrierea ei a luat prea mult timp pentru a fi prezentată. După decembrie 1989, am crezut și mai cred că exilul românesc a luat sfârșit. Românii aflați în străinătate constituie de acum încolo diaspora românească. În iunie 2003, autoritățile guvernamentale române au recunoscut importanța acestui fenomen al exilului și au înființat Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc, cu vocația de a înfățișa românilor din țară o parte din istoria lor, dar desfășurată mai multe decenii dincolo de granițele țării și în libertate. Regele Mihai, sub al cărui înalt patronaj s-a aflat Institutul, scria la 18 noiembrie 2009: Vă mulțumesc pentru devoțiunea cu care vă dedicați memoriei acelor personalități care au ținut aprinsă flacăra democrației dincolo de opresiunile regimului totalitar. Datorită inițiativei Guvernului Boc, acest institut a fost practic desființat și contopit în cadrul Institutului actual de investigare a crimelor comunismului și memoria exilului românesc, cu o secție compusă din 4 persoane. Eu mă opresc. Vă mulțumesc, domnule profesor.